Bine, hai să ieșim ca să facem. Aș fi recunoscător. Păi știți de ce, domnule, că oamenii care țin în alții se mângâie? Să nu vă mulți, să nu vă mulți la dumneavoastră că nu simt timpul dus. Dacă mă uit de la spate, cred că... Și fiecare... Da. După facultate. Unde să ieșim? O facem aici sau o facem în... Da, hai. Să tot 7 minute. Pe fel n-avem. Hai, 7 minute. Nu mai stai 7 minute. Hai să vorbim aici. Da, da. Opriți-ne, hai că o dăpărnează. Afară nu ne dă voie. Hai să terminăm aici, că nu durează mult. Exact, asta spun și eu. Bun. Cine a venit? Cine vorbește? Da. Suntem mai mulți parlamentari care o să ne facem obiceiul de a veni la ședințele de Consiliu General, pentru că ăsta este un drept pe care ni-l conferă legea administrației publice locale și nu e vorba doar de un drept, e vorba de un mandat pe care bucureștenii ni l-au dat și mandatul ăsta spune să ne ocupăm de problemele pe care orașul le are. Cele mai importante probleme pe care orașul le are se dezbat în ședința asta și noi venim să ne spunem punctul de vedere. Am vrea să facem lucrul ăsta, colaborare, pentru că avem niște competențe, intrăm și noi în contact cu oamenii care ne-au votat și ne ridică niște probleme. Din păcate nu am găsit spiritul ăsta de colaborare în care să putem să colaborăm. Și atunci am ajuns la nivelul ăsta de scos afară din sală cu poliția, de plângeri penale și suntem obligați să mergem acolo. Colegii noștri au depus o inițiativă legislativă care să reglementeze interacțiunea dintre parlamentari și consilii locale, județene, generale, în cazul nostru. În mod normal, dacă toată lumea ar avea bun simț, legea în forma actuală ar fi suficientă. Pentru că suntem într-o, cum ați văzut, suntem într-o golăneală, trebuie să precizăm legea pentru ca să fie explicită pentru toată lumea și trebuie să prevedem și niște sancțiuni și eu cred că o să găsim înțelegere la colegii noștri parlamentari care, ca și noi, au interesul de a se implica în problemele orașului sau județului care i-a trimis în Parlament. Ce sancțiuni prevede legea? O să las pe George Dirca, cel care a inițiat proiectul acesta de lege, să vă explice despre ce e vorba. Bună ziua! Da, într-adevăr, plecând de la tot mai desele abuzuri care au loc în cadrul ședințelor de Consiliu și nu numai la Consiliul General al Municipiului București, și în teritoriu am fost primiți în mod ostil, ne-am hotărât să venim cu câteva precizări, cu modificări la legea administrației publice locale, la legea 215. În primul rând că posibilitatea unui ales, unui parlamentar de a participa la ședințele de Consiliu Local și General și de a lua cuvântul este transformată într-un drept. Deci parlamentarii de acum înainte vor avea dreptul să participe. Îngrădirea acestui drept se va sancționa cu, va reprezenta contravenție și se va sancționa cu o amendă de la 10.000 la 20.000 de lei. Pe de altă parte, mai mult decât atât, am observat o foarte mare problemă legislativă în sensul că parlamentarii, deși au dreptul de a iniția legi la nivel național, nu le este recunoscut dreptul de a iniția o hotărâre de Consiliu Local. Și în acest sens venim cu o modificare la lege în care parlamentarii să poată iniția hotărâri de Consiliu Local. Ce avem în comun împreună cu consilierii locali este reprezentativitatea. Atât noi cât și consilierii locali suntem aleși pentru un mandat, reprezentăm cetățenii, mai mult decât atât, noi reprezentăm legătura între cetățeni și legislativ, în timp ce consilierii locali reprezintă legătura cetățeanului cu autoritatea publică locală. Astfel, avem suficientă pregătire și experiență încât să putem iniția și hotărâri de Consiliu Local. Sau să ne facem și noi treaba, noi nu intervenim. Sigur că da. Observați în continuare cât de ostil suntem primiți aici, cât de mult se bucură autoritățile publice.
publice. Haideți, și cât de mult se bucură autoritățile publice când parlamentarii reprezentanți de parlamentar, pentru a și pentru a avea un dialog constructiv. Haideți, Lăsați că știm noi pe unde suntem. Dar nu suntem la Fenerai, să știți. Suntem în România, în București. Da, hai, bine. Dar mai sunt 13 minute. Haideți că vrem să intrăm, vă rugăm frumos. Haideți, vă rugăm frumos să intre și ceilalți oameni. Haideți, stai jos, că gata. Nu avem mijlocul unei conferințe de presă. Mai este un sfert de oră până începe Consiliul. Cu tot respectul. Domnul Cușordan, dați-ne voie să faceți conferința de presă. Domnul Cușordan, să ne dați voie. Haideți să facem treaba. Să ia cuvântul în ședințele Consiliului Local, iată în Consiliul General al Capitalei nu se permite acest acces în cazul legea. Domnul parlamentar, bineînțeles că vreau. Haideți, haideți și presa la locul lor. Haideți, vă rog frumos, să începem. Haideți să mergem ca să putem să demarăm. Domn consilier, haideți, vă rog frumos, hai ca să începem ședința. Haideți, vă rog frumos. Mergeți fiecare la locul lor. Da? Și dacă spuneți mie, ce credeți că rezolvați? Să luăm loc, presa la locul ei, domnul consilier la locul dumneavoastră. Haideți ca să putem să începem. Haideți, vă rog eu frumos. Stați aici, lăsați într-o parte, vă rog eu frumos. Eram într-o conferință de presă. Haideți să luăm loc. Hai, domnul Gătiuț, vă rog frumos. De primăria municipiului București. Da, v-ați spus, ați ajuns asta la concluzia că trebuie să faceți conferința asta? Eu cred că am discernământ și știu că trebuie să fac o conferință de presă. Da, ce a mai rămas de Nicușor Dan, cred că mai are discernământ, da. Haideți, vă rog frumos, să facem loc, ca să se poată trece. Haideți, domnul Gădiuță, haideți să mergeți. Haideți, vă rog eu frumos. Haideți presa la locul dumneavoastră. Stăm, auziți, este evident că toată lumea atrageți atenția făcând chestia asta, dar... Haideți, vă rog frumos. Haideți ca să putem începe ședința. Nu avem deloc. Vă rog frumos. Dar de ce veniți aici? Eu nu vreau să vă cunosc. Acum ne-ați cunoscut. Când ne-am vrut, o să ne mai întâlnim. Haideți ca să putem să începem ședința. Haideți, luați-o. Rodica, dă-te să treacă domnul de la... Haide. Faptul că eu aveți rezidență la dialog și la ne puneți și jos acum, chiar aici. Dar vă rog, dumneavoastră, dați-mi un exemplu. Eu vin la dumneavoastră în casă. Pot să stau în picioare. Aici locuiesc dumneavoastră, stați puțin, că am impresia că... Dumneavoastră reprezentați niște cetățeni aici, nu e locuința. Dar să știți că mai conștient ca mea să ce reprezint. Atunci nu mai spune că aici nu e casă. Nu știu că să fim ospitalieri și atât. Da. Da. Nu pot să stau un varic ceva. Da. Doamne ferește. Da. Da. Face scandal că este felul la voastră. Gata, bine. Am discutat. Bine, hai să facem ceva. Haideți să luăm loc să începem ședința, vă rog. Păi nu, eu stau și eu și nu stau. Haideți să luăm loc. Păi mai sunt 5 minute, trebuie să ne așezăm. Haideți să ne așezăm. Mai sunt 6 minute. Haideți, vă rog frumos, luați loc. Poate să plecați că la
Suntem, deci, în București, în 2018? Dar am înțeles, nu? Da, o să rămâne. E Bucureștiul Gabrielei Firea, 2018, asta e. Luați-vă!